Duminică pe 24 februarie, în municipiul Fălticeni au avut loc mai multe activități dedicate împlinirii a 110 ani de la nașterea maestrului Ion Irimescu. La Biserica Sfinții Voievozi Oprișeni a fost oficiată o slujbă religioasă de pomenire a maestrului, unde au participat apropiații artistului și autorități locale. Maestru Ion Irimescu, egal Oprișeni, egal Muzeul Ion Irimescu. Nu putem să pomenim o astfel de locație fără să pomenim pe maestru Ion Irimescu și o facem aceasta în fiecare an și o vom face cât vom fi noi vii pe fața Pământului pentru el. Îi mulțumim că a existat. Această zi ar trebui să reprezinte pentru fălticeni, pentru fălticeni și nu numai, dacă vreți, cum spunea un alt de față bisericească, o sărbătoare cu cruce roșie în calendarul fălticenilor. E un moment aparte, cred eu, și nu numai la sfârșit de februarie, ci permanent. Ion Irimescu și ce a lăsat moștenire fălticenilor și artei românești merită și pomenire și apreciere și cunoaștere. După aceea, la Muzeul de Artă Ion Irimescu, în sala Pictora Aurel Băieșu, s-a desfășurat simpozionul Sculptor Ion Irimescu, un clasic modern, cu participarea scriitorilor Grigore Ilisei, Doina Cernica și a criticilor de artă Pavel Șușară, Gheorghe Macarie și Gheorghe Ciobanu. 110 ani de la nașterea maestrului Ion Irimescu ne-a prelejit o mare bucurie și am ținut să marcăm acest eveniment prin sărbătoarea de suflet pe care am organizat-o astăzi. Sigur că sunt o serie de artiști care veniți la București, de la Iași, de la Cluj, prieteni apropiați ai maestrului, care au ținut să-și aducă un omagiu pe această cale. În partea a doua a evenimentului, în galeriile de artă Ion Irimescu, a fost vernisată expoziția permanentă Artiști Plastici Fălticeneni. O ocazie de a vedea multitudinea de lucrări impresionant adunate într-un singur loc. E un merit deosebit al oficialităților locale care au acceptat să facă acest muzeu, lucru care nu-l au la îndemână alți artiști și în acest scop chiar aș face niște propuneri să se continue această inițiativă și având ca punct de plecare Muzeul Irimescu, să se încerce să se facă niște tabere de creație, să se completeze cu o colecție de alți artiști și să se dezvolte un centru important al sculpturii românești. Sufletul meu este și sufletul fălticenilor și ceea ce simt eu, cred că simt toți oamenii acestor locuri, care sunt dăruite de Dumnezeu cu oameni deosebit de mari. Pe linia culturii, în special, iar maestru Irimescu, cu minunata casă unde se găsesc operele sale, îl oglindește pentru un timp foarte lung și pentru asta eu mă simt fericit că l-am cunoscut și am venit an de an să ne vedem. Partea artistică a programului aniversar a fost asigurată de grupul coral al Fundației Ion Irimescu și pianistul Laur Heniuc. Evenimentul Irimescu 110 a fost organizat de Consiliul Local Fălticeni, Primăria Municipiului Fălticeni, Muzeul de Artă Ion Irimescu și Fundația Culturală Ion Irimescu. Sculptor și profesor suceveanul Ion Irimescu s-a născut pe data de 27 februarie în localitatea Arghira din județul Suceava. În anul 2005, pe 28 octombrie, a murit la Fălticeni după 102 ani de viață. Pe data de 27 februarie, ziua nașterii artistului, televiziunea Intermedia va difuza în exclusivitate două interviuri cu maestrul Ion Irimescu.